Cine? Cine a fugărit-o pe fiica mea în halul acesta? A îndrăsnit așa ceva? Dar și pentru ce oare? Hai să mergem să vedem, dragule. Acum, în momentul ăsta mă duc și le voi cere socoteală. Haide! Alesia, arată-ne tu încotro. Da, iubito, spune-ne. De acolo. Hai, iubito, să mergem. Hai, iubito, hai repede. Încotro, ai zis? Aici. Hai. Ia uite-i, că da, îi văd și eu. Care dintre voi a îndrăznit să urmărească pe fetița mea Alesia? Care a avut acel tupeu? Da, săraca, nici nu știți ce speriat a venit acasă. Ia să vezi ce vă fac eu vouă. Eu sunt șeful clanului și, în primul rând, ce căutați voi aici? Cine v-a adus în locul acesta? Eu sunt șeful clanului aici și da, eu sunt cel care a urmărit-o pe fata voastră. Ce căuta în primul rând în clanul nostru? Ce? Fetița noastră? Adică ce a căutat pe aici? Da, chiar fetița voastră a fost pe aici. Câinii mei de pază au mirosit-o și de aceea am alungat-o. Nimeni nu are voie să vină în clanul nostru, doar dacă este membru și, bineînțeles, dacă este câine. Dar iubita noastră să știe ea că noi ne-am separat. Câinii cu câinii, pisicile
ușa cu pisicile? Exact, sărăcuța de ea. Știi ce speriat a venit? Ea de unde să știe până unde are voie să meargă? Știți, noi când ne-am separat, n-am trasat nici măcar un traseu. Da? Și mă rog, a cui este vina? Nu cumva a voastră pisicile? Când am vrut noi să trasăm un teritoriu, nu ați vrut. Da? Este vina voastră că pisica voastră a pătruns pe teritoriul nostru și noi ar trebui să o alungăm. Păi și atunci, ce vreți să facem? Vreți să facem pace, să ne înțelegem cu toții, fiecare să poată umbla peste tot unde dorește. Ce? Am auzit cumva să facem pace? Adică eu să merg și să dau așa de pisici pe oriunde și pisicile să dea aici de căței? Nu, așa ceva e imposibil. Nu putem accepta așa ceva. Iar mutanii voștri să se zbârlească așa oricând pe lângă cățelușii noștri? Nu, e motoace de păr. Iac! Bun, atunci haideți să trasăm niște teritorii. Să vedem fiecare pe unde are voie să umble. Așa nu se vor mai întâlni pisicuțele cu câinii și câinii cu pisicuțele. Exact! Haideți să facem niște limite! Corect! Vom pune niște bușteni și vom stabili limitele. Dar, apropo, ce căuta fetița voastră pe la noi? Nu știm! Dragă, ai spus că nu știm ce căuta Alexia acolo. Păi știam că umblă după Rex, dar nu puteam să le spun. Ne-au prins că suntem împreună.